Salut, bucătăraș! Astăzi o să te învăț să pregătești o salată pe bază de iaurt și speclă, ce poate fi consumată ca și garnitură pentru carne, dar și alături de câteva felii de pâine, lipie crocantă sau chipsuri. Este vorba de o salată iraniană, foarte similară cu binecunoscuta tzatziki. Pentru rețeta de azi, ai nevoie de 200 de grame de iaurt gras. Eu folosesc un amestec de oaie și bivoliță, pe care l-am lăsat circa 2 ore la scurs, într-o sită foarte fină. Mai ai nevoie de 2 castraveți potriviți, 150 de grame de speclă la borcan, 100 de grame de cremă de brânză cu verdețuri, 8-9 frunze de mentă proaspătă și sare și piper alb după gust. Taie castraveții în 4 și scoate-le miezul, căci acesta reține foarte multă apă. Toacă-i mărunți sau dă-i pe răzătoare și stoarce-i bine de tot. Dacă ți se pare dificil, poți folosi și o bucată de tifon. Procedează la fel cu specla, însă de această dată sugerez să folosești niște mănuși pentru a evita să te murdărești pe mâini. Adaugă toate ingredientele într-un blender și blendează până obții o pastă omogenă de culoare roz. Pun-o într-un castron și lasă-o la frigider. Ea se servește rece. Ai văzut ce ușor a fost? Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să ți le pregătesc, lasă în comentariile tale mai jos. Pa, bucătărași! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotroboi printre celelalte rețete.